Bună ziua, domnilor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii ZF Profesii Liberare în colaborare cu Libra Internet Bank. Avem astăzi ca invitați pentru a discuta ce înseamnă profesia de notar și cum colaborează notarii cu băncile, cum poți ajunge notar și cum contribuie notarii la dezvoltarea business-ului din România, pe doamna Carmen Dima, notar public, reprezentant astăzi al Uniunii Notarilor din România. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație! Și doamna Oana Tănase, reprezentant Libra Internet Bank. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Doamna Carmen Dima, nu putem să nu ne desfășurăm nu de multe ori, nu neapărat activitatea profesională, dar acțiunile personale, eu știu, de achiziție a unei locuințe, de ieșire din țară, fără să trecem pe la un notar. Ce înseamnă notariatul ca profesie liberală astăzi în România? Câți notari sunt? Cum sunt integrați notarii în economie? Funcția notarului public are o dublă valență. Este și o funcție autonomă, o profesie liberală, dacă vreți, din punct de vedere al organizării, dar reprezintă interesul public. Notarul public îndeplinește un serviciu de interes public, în primul rând. Este un agent al statului. Iar actul notarului, care poartă sigiliul și semnătura notarului, este de autoritate publică. Într-adevăr, suntem prezenți în viața oamenilor de la naștere, dacă vreți așa, și până la deces, prin succesiunile care se fac în competența noastră, atunci când nu există neînțelegeri între moștenitori și când merg la instanță. Dar în același timp e o profesie liberală. Sunteți reprezentant al statului, dar și o profesie liberală. Cum e specific notarilor această chestiune? Notariatul ca instituție există în România din 1953 și funcționa evident ca notariat de stat. Erau organizați notarii în notariate care funcționau pe lângă judecătoriile de sector sau ale municipiilor și orașelor. În anul 1995, pe fondul tranziției către economia de piață, a apărut necesitatea creării unei instituții care să fie în pas cu vremurile. Și a apărut instituția notarului public, s-a adoptat legea noastră de organizare și funcționare, care este încă în vigoare, au fost aduse modificări de-a lungul timpului, dar încă funcționăm după legea 36/1995, care și ea reglementează acest fapt, această valență dublă a funcției de notar, aceea de funcție publică, dar în același timp, din punct de vedere al organizării, o profesie liberală, ca să zicem așa. Deci statul a externalizat aceste servicii juridice. Nu mai suntem notari de stat, suntem notari publici. Publici în sensul că accesul este liber. Adică eu nu am dreptul să-mi selectez clientela. Da. Oamenii vin liber și suntem obligați să avem acest serviciu semnalizat prin acele panouri pe care le vedeți și să prestăm aceste servicii publice. Suntem colectori ai taxelor statului pe anumite tranzacții, pentru că mereu se modifică și impozitul pe tranzacțiile imobiliare, pe transferul de proprietate, taxele de carte funciară, TVA-ul care se adaugă la onorariile noastre, mai avem încă un impozit care se percepe conform legii în cazul înstrăinării terenurilor extravilane, deci o serie de taxe și impozite pe care noi le colectăm în numele statului, le strângem și le virăm mai departe la fiecare 25 ale lunii și le raportăm printr-o grămadă de formalități. Câți notari sunt în România? În România, la ora actuală, suntem 2809 notari la nivelul întregii țări, din care la nivelul Curții de Apel București, în jur de 700 de notari. Curtea de Apel București însemnând municipiul București și județele limitrofe.
Cum relaționați dumneavoastră cu notarii ca profesie? În cadrul profesiilor liberale avem, nu? Contabili, notari, avocați și mai departe. Aveți un focus pe această zonă. Ce înseamnă relația cu notarii? Ce tipuri de credite sau care este parteneriatul general pe care îl aveți cu ei? Noi, după cum probabil știți, suntem o bancă de nișă. Avem divizia de profesii liberale de aproximativ 20 de ani, timp în care ne-am tot specializat produsele în funcție de nevoile pe care le-au avut diversele profesii. Acum, punctual, pe zona notariatelor avem servicii adaptate și pentru zona operațională și pentru partea de economisire și, de ce nu, pentru a acoperi nevoia de finanțare. Aici, apropo de ce spunea doamna notar vis-a-vis de colectarea taxelor, avem inclusiv un pachet de conturi prin care aceștia pot beneficia de dobândă la vedere, să o numim așa, pentru sumele pe care le dețin în conturile Libra, sume ce reprezintă taxe și impozite colectate, pe care ei mai apoi le distribuie către bugetul de stat. Tot venind în sprijinul notarilor vis-a-vis de aceste taxe, avem și un pachet de POS, un notary POS se numește, este un pachet special destinat prin care aceștia beneficiază de comisiuni zero la încasarea taxelor prin plățile cu cardul. Bine, deci de ați obicei ajustat oferta. Am ajustat, deși dar de fiecare dată să facem asta. La ce apelează? De exemplu, pot începe cu dumneavoastră cineva la început de drum să-și financeze pe baza diplomei să-i sprijini, să-și înceapă această activitate? Cu siguranță, și nu doar în zona, nu doar notarii pot face asta. Finanțăm entități care activează în zona profesiilor liberale de la început de drum. Chiar am și un exemplu în direcția asta. Avem un notar finanțat fix pe sucursala din care aparțin, care a venit la noi, avea 4-5 luni de activitate, avea un venit anualizat, deci măcar obținut efectiv prognozat. De 60.000, da, deci da. Prognozat, dacă îl putem numi așa, da. De 60.000 de lei. Și a putut să obțină finanțare pentru achiziționarea spațiului de birou. Acel notar a avut o evoluție foarte bună. Deci pe ce perioadă e finanțarea? Perioada de finanțare maximă atunci când vorbim de credite de investiții este de 25 de ani. E important pentru un notar la început de drum să găsească o astfel de finanțare? Adică sigur, este foarte important pentru că are nevoie de un sprijin până și formează o clientelă, până ajunge să fie cunoscut, să aibă niște venituri constante. Este destul de greu, adică dacă nu ai un sprijin nu foarte mare, să spun, un minim. De intrare în profesie, ca să spun, adică ai... Da, pentru că tocmai, vedeți, de aici vine diferența. Când erai notar de stat, statul ți-a asigurat de toate, pe când acum tu ești colector al taxelor statului, statul, nici măcar comisionul, mi-l recunoaște ca și cheltuială deductibilă, dar nu mi-l suportă statul, comisionul de transfer sau... Deci trebuie să fii și întreprinzător. Da, așa, trebuie să fii întreprinzător notar, și nu? Să te descurci singur. Adică statul te lasă, te pune în situația de a-i îndeplini serviciile, mm-hmm. dar nu-ți plătește salariații, nu-ți garantează un venit minim, adică ești cumva pe picioarele tale și trebuie să te descurci și să fii un bun manager. Deci să înveți un pic de business. Da, învățați puțin. Și business? Așa este în toate profesiile liberale. Sunt specializată de ani de zile și da. Fiecare caz este tratat punctual în funcție de necesități. Mm. Și apropo de ce spunea doamna notar vis-a-vis de nevoile lor inițiale, și aici vorbim de echipamentele necesare, nu știu, imprimante, laptopuri, taxe, contravaloarea salariilor pe care ei trebuie să le achite, trebuie să-și asigure măcar 5-6 luni de salarii până aveți începe efectiv să producă. Aveți și colaboratori, nu? Sau angajați? Avem angajați, da, avem angajați. Angajați. Da. Și atunci notarii au nevoie și de surse pentru a-și asigura activitatea curentă inițială. Iar da. Pentru asta avem angajați. Soluții. Cum sunt notarii de funcționare? Ca și birouri? Cum sunt ei ca formă juridică? Sigur. Nu sunt societăți comerciale? Nu sunt societăți comerciale, sunt... profesii liberale și sunt organizați fie individual în birouri individuale notariale, fie prin asociere în cadrul unor societăți profesionale notariale, societăți civile, fără personalitate juridică, unde sunt asociați doi sau mai mulți notari.
Că noi ne mai uităm cum sunt jurnaliștii curioși la RECOM, nu? La da, nu societățile suntem la comerciale, facem tot felul de topuri, numai că pe notari și pe avocați nu-i găsim. La un moment dat erau avocații cu, acum doar ca număr de membri în societățile de avocatură. Cum ajungi notar? Există mai multe variante, fie prin intrarea în stagiatură, ești absolvent deci de drept. Să ai facultatea de drept. Trebuie să ai facultatea de drept, trebuie să cunoști bine limba română, să fii apt din punct de vedere medical, să fii cetățean român sau cetățean al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvetice, cu domiciliu sau reședința în România, să te bucuri de o bună reputație. Și cine o stabilește? Să nu ai cazier. Ah, ok, bun. Da? Și să nu fii condamnat penal pentru infracțiuni în legătură cu serviciul. E un examen sau cum? Da, și este un examen organizat de Institutul Notarial Român, pentru că avem la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor acest institut notarial național. Care este concurența mare, trebuie să fie foarte bine pregătiți, însă vreau să subliniezi, depinde în fiecare an, nu știu să vă 10, spun anul 5. Ăsta. Când ați dat, câți erau? Când am dat eu... Era mai mare concurență decât la facultatea de drept? Era mai mică decât la facultatea de drept. La facultatea de drept, când am dat eu la stat în 1995, am fost 19 pe un loc. Da, cum era atunci. Bun, și revin aici să vă spun rog. Că Institutul Notarial Român sprijină intrarea în profesie prin organizarea de cursuri de pregătire în vederea susținerii examenului de intrare în stagiatură, la care pot participa doritorii. Se susține un examen, cei care sunt admiși la examenul respectiv urmează cursurile de 2 ani ale institutului, care presupun un stagiu de un an de zile într-un birou notarial, unde efectiv învață practică, și un an de zile cursuri cu formatorii, colegi notari și profesori, care cumva sedimentează cunoștințele practice dobândite în cadrul biroului notarial. Mai sunt și alte posibilități, nu știu, sunt avocații cu experiență? Sigur sau că da. Concursurile pentru cei cu 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, în fiecare an sunt scoase locuri la concurs și pentru cei din alte profesii care doresc să acceadă în profesia de notar public. Mai sunt posturile acordate conform legii judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care se pensionează și au acces automat, pentru că așa spune legea, dacă automat în sensul că pe baza cererii domniilor lor în profesia de notar. Și mai sunt cei care doresc să susțină examenul de schimbare a sediului. Cât de atractivă e profesia printre celelalte profesii liberale la care trebuie să ai studii juridice? Cine dă la drept? Ce ar vrea prima dată să se facă? În ziua de astăzi magistrat. Eu adică am un băiat student la drept sau și cei, procuror? Da, judecător sau procuror, sunt magistrați, judecătorii și procurori. Da, dar ce vrei, între judecător sau procuror? Judecător mai mult. Judecător. Da, vă spun că deci am copilul student. Primul și, lucru, judecător. Da, majoritatea pentru merg către magistratura. Ei n-aveți credite, nu? Deocamdată că... Ba da, cu siguranță avem. Aveți pentru persoane fizice. Pentru persoanele fizice. Ne întoarcem aici la business. În acest moment, dumneavoastră, așa, din punct de vedere al... cât reprezintă zona asta a notarilor? E o zonă la care vă uitați cu atenție, e o zonă în creștere, vă uitați ceea ce faceți în anumite sucursale, să faceți și în altele, în țară? Cum o vedeți? Este o zonă în continuă creștere, din punctul meu de vedere. La nivel de bancă, cred că 1 din 6 credite acordate este acordat unei astfel de instituții, entități care activează în domeniul profesiilor liberale. În ce constă relațiile cu băncile? La ce presupune, din punctul meu de vedere? Dacă presupun că v-ați finanțat deja sediu, acum aveți o relație de finanțare poate curentă sau... Să încasați taxele, cum spuneați, nu? Eu cel mai mult relaționez în cazul contractelor de ipotecă pe care le autentific, pentru că ipotecile se încheie în formă autentică, deci se autentifică de către notarul public sub sancțiunea nulității absolute.
Și în cadrul procedurilor premergătoare și la momentul semnării interacționăm cu reprezentanții băncilor care semnează contractele de ipotecă, accesorii ale contractelor de credite pe care le acordă, cu persoanele fizice și juridice, cu toți participanții la circuitul economic. Deci aici eu presupune o bună colaborare, bancă, notar, da. În... Da, pentru orice semnare, așa cum menționa și doamna notar, este necesară implicarea tuturor părților și aici vorbim de departamentul juridic al băncii, persoana de contact din cadrul notariatelor și sucursalele. Există o profilare, o segmentare, sunt anumiți notari, eu știu, care s-au profilat pe anumite tipuri de activități, alții pe alte... În general trebuie să știm să facem de toate, adică de la procedura măruntă a legalizării copiei. Nu mă gândesc cum sunt avocați, unii sunt penal, unii pe civil. Nu suntem specializați. Adevărat că este posibil ca la un anumit moment să ai acte de un anumit fel, dar nu este o regulă. Competiția cum este pe această piață? Că aici e de fapt, nu profesii liberale, domnule, trebuie să te remarci într-un fel, prin calitatea lucrărilor, prin seriozitate. Așa, cum la noastră cum e? Că știu că aveți niște restricții la publicitate, nu? Ca să vă faceți publicitate, nu e posibil, nu? Da. Prin asta ne remarcăm, prin seriozitate, prin competență profesională și... În fine, băncile sunt libere să-și aleagă. De fapt, clientul este cel care își alege notarul pe baza relației de încredere pe care o are, dacă are deja notarul lui sau prin prieten, prin cunoștință. Se creează o relație, nu? De obicei, domnule, am notarul. Da, de obicei am notarul meu de familie. Ca și bancherul, nu? Cam așa e. Domnule, un client, persoană fizică sau juridică... În principiu, da, dacă și-a început activitatea printr-o colaborare cu o bancă sau alta și crește în egală măsură și banca și clientul în același timp. Deci e importantă și colaborarea. Cu siguranță este importantă. Este importantă și comunicarea este un aspect... De asemenea, foarte important, atât în relația client-bancă, cât și în relația bancă-notar, atunci când vorbim de acte și așa mai departe. Care ar fi cele mai frecvente acțiuni pe care le faceți? Ce vin foarte des la dumneavoastră? Ce tipuri de acte? De la actele mărunte, procuri, declarații, declarația de plecare a copilului în străinătate, procurile pentru accesarea a spațiului privat virtual pe care le fac toate societățile comerciale către contabili, ca să li se depună situațiile financiare, până la actele importante, contractele de vânzare de imobile, contractele de donație care au ca obiect imobilele, procedurile succesorale, notariale, atunci când părțile se înțeleg, consultații notariale. În ceea ce privește societățile comerciale, când ajung la dumneavoastră? La ce tip de tranzacții? Cel mai mult la contractele de vânzare, atunci când doresc să cumpere sau să vândă imobile. Imobile? Da. Actele de societăți nu se mai fac obligatoriu în forma autentică, actele constitutive, începând din 2004. Aici, dumneavoastră, aveți o implicare, spre exemplu, de finanțare, nu? Spre exemplu, dacă o societate comercială trebuie să vândă un activ... Acolo, vine, da, se finanțează la noastră și apoi merge la notar luăm legătura cu notariatul, da. Iar acolo, apropo de colaborarea dintre cele două părți, acolo unde sunt spețe mai deosebite, la care poate omul din bancă nu este suficient de pregătit, întotdeauna există o comunicare foarte bună cu notariatele, astfel încât să găsim formula legală și clar aplicată clientului nostru să-i soluționăm respectiv. Că mai apar situații și la persoane fizice, dacă... Cumperi un imobil care e deja grevat cu o sarcină, nu? Sau cum să spun? Da, cu o sarcină. Și spune să ridică ipoteca, atunci se creează un triunghi cu banca clientului, banca ta care te finanțează, iar du-te la notar. Trebuie să fie, sunt o felul de lucruri de genul ăsta, nu? Care, nu e complicat, pare așa că a fost. Există un circuit pe care noi îl cunoaștem și se obține acordul primei bănci în cazul unei refinanțări, de exemplu, sau în cazul în care
vânzătorul are imobilul grevat de o ipotecă, exact. Iar cumpărătorul, la rândul lui, beneficiază și el de un credit pentru achiziția acestui imobil ipotecat. De acolo și se obține acordul băncii vânzătorului în vederea înstrăinării și instituirii unei ipoteci în favoarea băncii finanțatoare a cumpărătorului. Ipoteca se înscrie în cartea funciară, banii ajung în contul vânzătorului și se rambursează creditul vânzătorului printr-o procedură prin ordin de plată condiționat și se ridică ipoteca vânzătorului. Se șterge după ce un moment de timp au existat amândouă în cartea funciară. S-au mai schimbat lucrurile în ceea ce privește, nu știu, relația noastră cu cartea funciară, cu alte instituții ale statului? Sigur că da, s-au schimbat foarte mult, s-au accelerat foarte mult în urma pandemiei, s-a accelerat procesul de digitalizare. Aha, deci recent. Da. Da, și lucrăm, lucrăm din birou, lucrăm în aplicație, la cartea funciară, autentific actul, l-am scanat, l-am semnat digital, am făcut cererea de înscriere în cartea funciară și adaug și alte documente justificative dacă este nevoie, le introduc în aplicația de carte funciară, primesc un termen, la termenul respectiv este gata și descarc din aplicație încheierea de carte funciară care mi-a întabulat, mi-a înscris în cartea funciară dreptul de ceea ce am solicitat, drept de proprietate, drept de ipotecă și extrasul de carte funciară care dovedește acest lucru, care sunt semnate digital, au semnătură calificată. Deci și la dumneavoastră, spre digitalizare, mergem? Cu siguranță, Libra este deja cunoscută. Pentru... Că de asta vă și numiți, Internet Bank, exact, nu? Exact, exact. Apropo de contracte, cele care, la care avem nevoie clar de colaborarea notarilor, noi contractele de credit anterioare unui contract de vânzare-cumpărare, contracte de credit pentru finanțări ce țin de investiții, le putem semna prin semnătură digitală, acordată clienților noștri, direct în aplicația de Internet Banking. Adică avem și această variantă de... de a semna documentele. Ce ați cunoscut? Transmite unui notar la început de drum, așa, ca și dezvoltare profesională, de business? Ce ați spune astăzi? După... Da, vreau să vă spun că eu am format 3 stagiari de-a lungul timpului. Îmi place foarte mult să lucrez cu cei tineri, mă rog, sunt ca și copiii mei. Să fie onest, să fie imparțial, să aibă încredere și atunci când are un dubiu să se abțină întotdeauna și să știe că toată viața trebuie să învețe, adică trebuie în permanență să fim în contact cu legislația care se schimbă, să citim, să întrebăm dacă este nevoie să ne consultăm și să ne urmăm drumul cu onestitate. Deci prudență, nu? Ca da, să spunem da, așa. Da, pentru că noi avem o răspundere. Dar dumneavoastră îi spuneți invers, curaj! Domnule, investește! Cred că ai nevoie de curaj, pentru că în momentul de față, cam toate profesiile trebuie să, pe lângă desfășurarea profesiei efective, trebuie să fie și antreprenori. Da. Au nevoie, instituțiile îi obligă să facă asta, trebuie să știe și puțină contabilitate și puțin automat, în cazul dumnealor știu zona de juridic, dar trebuie să acopere foarte multe domenii ca și cunoștințe și atunci e necesar să ai lângă oameni care îți pot acorda consultanță să-ți mai faciliteze puțin. De multe ori ai nevoie și de experiență de viață pentru că ajungi să mediezi conflicte, orgolii dintre oameni, să-ți păstrezi calmul și să știi să-i canalizezi în direcția cea bună. Adică activitatea notarială e o activitate necontencioasă. Oamenii vin la notar pentru că se înțeleg. Dacă nu se mai înțeleg, nu vin la notar. E o profesie grațioasă. Și dumneavoastră, practic, o bancă, până la urmă, mai ales venim, luăm un credit pentru viitor, nu? Trebuie să insuflați această încredere în viitor. Absolut. Oferim consultanță în funcție de și de dorințele clientului și de potențialul acestuia. Îi oferim soluții adaptate investițiilor pe care aceștia și le doresc. Poate soluții pentru parte de economisire, de finanțare, de operațional. Depinde foarte mult de necesitatea lui. Și apropo de medierea între client și vânzător, clientul băncii și vânzătorul respectivului imobil, și băncile fac această mediere atunci când apar diverse conflicte pe, nu știu, comisoriu și alte... Da, nu intrăm în detalii. Cum a început anul? Ce ne-ați putea spune așa din punct de vedere al
tranzacțiilor, al cum vedeți noastră, că aveți o imagine, nu? Vedeți, domnule, oamenii cumpără mai mult ca anul trecut, să mai abțină prețurile. Știu că mai și prețurile le raportați undeva, nu? La statistică? Da, la Institutul Național de Statistică raportăm fiecare tranzacție, în propriu spus. Datele fiecare, unei tranzacții. Da, datele unui contract de vânzare-cumpărare, pentru că din punct de vedere juridic tranzacție înseamnă altceva, dar nu, să le numim așa profan tranzacții. Noi le raportăm impersonal, în sensul că vânzător persoană fizică juridică, cumpărător persoană fizică juridică, ce se vinde, ce se cumpără, în ce zonă e și la ce preț. Da. Pentru că vedem apoi acel indice al prețurilor pe piața imobiliară, care se face de către Institutul Național de Statistică, tocmai pe baza raportărilor de către notarii publici. E până se calculează. Păi depinde cum noi le transmitem timp util. Anul a început mai greu. Așa? Acum, na, când vine primăvara, renaște natura, oamenii vor să-și mai cumpere o casă, să se mai mute așa. Aha. E o perioadă destul de... Iarna tranzacțiile sunt mai înghețate, de acum da, începe da, puțin. E o perioadă așa, destul de... oamenii sunt prudenți. Mai prudenți? Da, da. La da. Bancă? Într-adevăr, există această prudențialitate în piață, dar nu ne putem plânge. Există foarte mulți clienți care au deschidere spre partea de investiții și aici vorbim de spații comerciale, chiar și achiziții personale, să zic așa, dar noi vorbim stil de notari, există o deschidere mare în achiziționarea de spații. Pentru că, indiferent de... ei, într-adevăr, își plătesc rata, poate, contravaloarea chiriei, dar pe termen lung, chiar dacă doresc o mutare sau o extindere a spațiului, totuși își rambursează parte din principal versus o chirie unde, practic, nu recuperează niciuna din sumele plătite. Și există această deschidere spre zona de investiții. Deci oarecare prudență, nu? Și în business... Date de situația generală, economică și poate vor mai scădea dobânzile, vom vedea dacă mai scade inflația. Sperăm să existe și o... Sunt legate de politica de dobândă și de la nivel european. Da, da. Se întâmplă mici schimbări. Ca și perspectivă, cum se vede viitorul profesiei? Ce vedeți dumneavoastră în următoarea? Mai sunt schimbări legislative... Schimbările legislative, din păcate, da, nu le decidem noi. Da. Ar mai fi nevoie de lucruri, vă gândiți la alte facilități? Ce lucruri s-ar mai putea face pentru îmbunătățirea aceasta relației între clienții noastre, bancă, notar? Sunt situații? Mă gândesc acum, de exemplu, la poate mi-a venit așa în da. Minte, da, un exemplu țări? Din Franța, care mi-e așa drag mie exemplul ăsta, să vi-l spun acum, despre contul fiduciar notarul, care este terțul de încredere între stat și cetățean, participanții la circuitul juridic, ca transferul prețului din contul vânzătorului în contul cumpărătorului să nu se facă direct, ci să se facă prin intermediul notarului. Adică notarul să fie cel care colectează banii și conferă siguranță în sensul că el garantează că se va face transferul prețului către cumpărător și cumva pe modelul, dacă vreți, al executorului. Noi urmăm un pic modelul francez, așa, da, nu? Urmăm și pentru cu notariatul că este și notariatul cu... francez este arhetipul notariatului de tip latin. Da. Care... și Constituția, nu? Noi am avut Constituție belgiană. Am avut și Codul Civil de la 1864. Deci partea asta, francez-belgian. Da. Bine. Spre deosebire de sistemul anglosaxon, noi aplicăm sistemul de drept continental romano-germanic, ca și francezii și o serie de alte state și atunci da. Ne ghidăm după ce fac ei. La noastră, cum se vede pașii următori? Vă uitați în continuare la notari, la avocați? Cu siguranță ne uităm la toate profesiile liberale și cu siguranță ne vom adapta produsele și serviciile în funcție de necesitățile pe care ei le vor avea și în viitor. Apropo de ce adică spuneam. Depinde și de... Adică vă uitați permanent la ce s-ar putea face în plus. Exact. Nu? Cum am vorbit de digitalizare, am vorbit de... Exact. Întotdeauna colectăm feedback din partea clienților noștri și încercăm întotdeauna să aducem plus valoare produselor noastre, astfel încât să îndeplinească cât mai mult necesitatea clientului. Ca și noi. Vreau să vă mai spun ceva legat de faptul că facilităm cumva
prin faptul că ne-am digitalizat și noi în măsură foarte mare, cred că suntem cea mai digitalizată profesie liberală la ora actuală, în sensul că obținem certificatele de atestare fiscală noi. Omul nu se mai duce să stea la coadă, să-și ia bon de ordine, să piardă vremea acolo. Le obține notarul în numele lui pe baza acordului părții. Extrasul de carte funciară, cum spuneam mai devreme, îl obține obligatoriu notarul. Nu mai trimitem omul să-și întabuleze actul, cum era pe timpuri și așa mai departe. Certificatul fiscal de la ANAF, care este necesar în cadrul succesiunilor, la fel, avem un sistem și intrăm noi direct și obținem acel certificat. Și ce s-ar mai putea face? Depozitarul central. Spre exemplu, unde ați mai vedea? Ați spus chestiunea asta cu fiduciar? Păi noi avem, și noi avem registre naționale organizate de, și administrate de Infonot, care este o societate a Uniunii Naționale a Notarilor Publici, unde avem o evidență. Procurile astea, de exemplu, procurile se verifică de fiecare dată când folosim o procură, avem obligația să verificăm în acel registru electronic ca procura să nu fi fost revocată. Și mai mult decât atât, pentru garantarea siguranței circuitului civil, procurile care vor fi folosite la acte notariale sunt înscrise, scanate și depuse, arhivate în acest registru, iar notarul care folosește procura respectivă verifică faptul că nu a fost revocată, că ea poate fi revocată la orice notar din țară. Uh-huh. Și revocările să vă înscrie în această acolo, bază comună, vedeți în dacă... această bază comună și vedem și conținutul procurii astfel încât eliminăm varianta circulației pe piața unor acte da, false. Da, cred că merită discutate tot mai mult aceste chestiuni, chiar care par tehnice la prima vedere, dar facilitează până la urmă absolut tot procesul de, iată, de obținerea unui credit, de a-ți rezolva o anumită situație care îți, nu, te, o ai de pe traseu, nu știu, dacă ai o anumită acțiune de făcut. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și noi! Mult succes în continuare! Mi-am făcut plăcere, doamnelor și domnilor! Aceasta a fost ediția noastră din această săptămână a emisiunii ZF Profesii Liberale. Vă urez o zi profitabilă în continuare! La revedere!